Slăvit să fie Domnul și binecuvântat să fie numele Lui. Dragii mei, vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Faptele Apostolilor, capitolul 8. Vom citi de la versetul 13 și vom conclude în versetul 24. Faptele Apostolilor, capitolul 8, de la versetul 13 până la versetul 24, pagina Sfânta Scriptură 1065. Cuvânt al Domnului. Chiar și Simon a crezut și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Căci nu se coboruse încă peste niciunul din ei, ci numai botezați în numele Domnului Isus. Atunci, Petru și Ioan și-au pus mâinile peste ei și aceștia au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și a zis: dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Dar Petru i-a zis: banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te dar de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință, căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de legii. Simon a răspuns: rugați-vă voi Domnului pentru mine, ca să nu mi se întâmple nimic din ce am zis. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Cred că merită să mai spunem o dată: binecuvântat să fie Domnul. Dragii mei, m-am rugat pe mașină venind spre dumneavoastră, m-am tot gândit ce să vă vorbesc în această seară. Domnul mi-a pus textul acesta în minte, în cap, un cuvânt de la Domnul primit cu ceva timp în urmă. Și în timp ce veneam, am adus aminte de momentele când eram lider de tineret, vreo 9 ani de zile în urmă aproximativ. Într-o tabără de tineret am cunoscut o tânără din alt județ. Venise câteva zile la noi în tabără acolo și la un moment dat, țin minte că a venit la consiliere, am stat de vorbă cu ea atunci, nu mai știu despre ce am vorbit, dar mi-a pus o întrebare. O frate Bogdan, uite, mi-a spus: vreau să fac o anumită facultate, mă regăsesc în facultatea asta, aș vrea să merg la facultatea asta. Și eu, atunci, călăuzit de Duhul Domnului, am spus: uite, cred că facultatea asta nu e bună pentru pocăiți și nu e bună mai ales pentru tine. Au trecut anii, cred că vreo 4 ani, dacă nu greșesc, după vreo 4 ani de zile, trecea pe lângă Deva fata aceasta și primesc un telefon, nu mai aveam numărul. Am răspuns și au zis: frate Bogdan, sunt, s-o prezentat, mi-am adus aminte de ea și au zis: aș putea trece pe la dumneavoastră pe acasă, aș vrea să împărtășesc cum Dumnezeu a lucrat în viața mea. Am zis: bineînțeles, am vorbit cu soția, a fost ok, au trecut pe la noi. Și la un moment dat, fata asta, în timp ce povesteam cu ea, stătea față în față cu noi în bucătărie și începea să-mi povestească și să-mi spună că a terminat facultatea pe care ea și-a dorit-o, că acum profesează, că acum are un job bun, că toate lucrurile îi merg bine, că totul este perfect, că ce viață fericită are ea. Și în timp ce ea vorbește și în timp ce ea îmi spunea toate lucrurile acestea, Duhul Domnului îmi spune în felul următor la nivelul minții: întreabă-o dacă e fericită, așa cum spune. De ce atunci când vine seara și intră în dormitorul casei ei și pune capul pe perină, varsă lacrimi? M-am uitat la ea în ochi și am spus: te rog frumos să-mi spui. Dacă tu spui că ești așa de împlinită, ești așa de fericită și ești atât de bucuroasă și toate lucrurile îți merg bine, de ce seara când te duci în dormitor, în camera ta și te pui la somn și pui capul pe perină, începi să plângi și strigi la Dumnezeu? În momentul acela, frați și surori, o povnit așa într-un plâns și o zis: vreau să vorbesc cu tine ceva în particular. Ne-am tras undeva în particular acolo și a început să-mi spună: frate Bogdan, vreau să-ți spun sincer ce se întâmplă cu mine. Și am zis: spune-mi. O zis: nu sunt fericită deloc, nu sunt împlinită deloc, eu n-am fericire. Eu încerc să mimez fericirea, încerc să arăt că sunt fericită, mă duc la biserică, sunt botezată, cânt cu tinerii, dar n-am nicio împlinire. În seara asta, frați și surori, am venit la dumneavoastră să vă spun despre câteva lucruri și o să vă prezint un personaj din Sfânta Scriptură despre care Biblia vorbește, care în interiorul lui și în ascuns trăia în anumite lucruri și în exterior trăia în alt fel.
Pentru că în după-amiaza asta vreau să vă fac conștienți de un lucru. Există lucruri pe care le vede doar Dumnezeu. Există lucruri pe care la tine și la mine le vede doar Dumnezeu. Ascultați-mă în după-amiaza asta. Oameni buni, oamenii ne pot vedea la fel cum îl vedeau pe Simon. Uitați-vă la versetul 13. Simon, zice, care a crezut, care era botezat, care umbla cu Filip. Dacă te uiți la omul acesta, eu mă uit la el, mă gândesc numai prin faptul că umbla cu Filip, mă gândesc numai prin faptul că făcea misiune, mă gândesc numai prin faptul că Biblia menționează că a fost botezat, că a crezut. Mă gândesc la el și știți ce-l văd? Îl văd un următor sau un potențial, văd un potențial de slujitor în el. Mă gândesc la Filip că se uita la Simon și prin faptul că nu-i vedea interiorul, îl ținea după el și îl lăsa să meargă cu el. Oameni buni, în seara asta vreau să vă spun un lucru extrem de important și mi-ar place să rămâneți cu el. Ochii lui Dumnezeu pătrund mai adânc decât pătrund ochii noștri. Există părerea mea despre mine și să vă spun ceva, părerea mea despre mine și părerea dumneavoastră despre dumneavoastră e cea mai simplă părere, e cea mai de suprafață părere. Întotdeauna noi avem păreri bune despre noi. Întotdeauna neamul meu nu e așa de greșit ca altul, întotdeauna copiii mei nu au greșit așa de mult ca copiii lui alții. Suntem subiectivi când vine vorba de noi. Există părerea oamenilor despre noi și asta se împarte în două categorii. Sunt oameni care te plac și oameni care nu te plac. Dar există o a treia părere despre care o să vă vorbesc în seara asta. Cea mai autentică, cea mai dreaptă și cea mai corectă. Și asta e părerea lui Dumnezeu. Mi-am intitulat mesajul din seara aceasta: ce vede Dumnezeu la tine și nu văd oamenii? Ce vede Dumnezeu la mine și nu văd oamenii? Dragii mei, primul lucru despre care vreau să vă vorbesc, vă mai citesc o dată versetul 19. Și a zis: dați-mi și mie puterea aceasta pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Dar întrebarea pe care o pun poporul în această seară: dar e greșit să cer ca frații să se roage pentru tine? E greșit să mergi să spui când ești la stăruință: fraților, rugați-vă să primești Duhul Sfânt ca mai apoi și eu să fiu o binecuvântare pentru alții? La rugăciunea mea să se vindece bolnavi, la rugăciunea mea Dumnezeu să întărească, Dumnezeu să ridice, Dumnezeu să zidească, dar e greșit? Nu, oameni buni. Nu e oameni buni. Dar care a fost problema de fapt la Simon? Ce a fost greșit la Simon? Că el cerea putere, el cerea Duhul Sfânt. Care a fost problema? Știți care a fost problema, frate și surori? Motivația cu care cerea. În această zi am venit să-ți spun, dragul meu și draga mea soră, că motivația cu care faci lucrurile nu o vede decât Dumnezeu. Oameni buni, Dumnezeu vede motivația cu care am venit noi în seara asta la adunare. Dumnezeu vede motivația cu care ne rugăm, cu care cântăm, cu care predicăm, cu care facem toate lucrurile. Vede Dumnezeu motivația cu care dăruiesc. Vede Dumnezeu motivația cu care poate dau un telefon, cu care poate fac anumite lucruri. Că s-ar putea lucrurile la suprafață să pară bune și de fapt în schimb să aibă o motivație greșită. Ați întâlnit oameni care au venit și mi-au spus, am întâlnit eu om care au venit și m-au luat de braț și mi-au spus: frate Bogdan, hai să-ți dau un motiv de rugăciune. Ăla au făcut aia și aia și aia și aia. Și mi-am dat seama cu trecerea timpului că motivația cu care mi-au spus motivul de rugăciune nu era una bună. Și nu-și dorea niciodată ca omul acela să fie reabilitat. Ci singura motivație pe care o avea la nivelul inimii era să bârfească. Două feluri de atitudine, spune Biblia. Filipeni 1:15. Vine Pavel și spune: unii propovăduiesc pe Hristos din duc de pismă. Din duc de ceartă, zice Pavel. Dar zice, mai există o altă categorie de frați buni care propovăduiesc pe Hristos, zice, de bună voie. Adică motivația noastră poate fi de două feluri, frați și surori. Poate fi motivație rea sau motivație bună. Întrebarea pe care o pun în seara asta și la care vreau să răspund: ce ar trebui să facem noi ca și popor al lui Dumnezeu să avem motivații bune? În seara asta vreau să înțelegeți că singurul mod în care poți avea o motivație bună, singurul mod în care poți să te raportezi corect la Dumnezeu, singurul mod în care poți cânta corect, singurul mod în care poți predica corect, poți veni la adunare corect, poți te ruga corect, poți face toate lucrurile pentru Dumnezeu corect, este să-ți dorești să te umpli de Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Numai Duhul Sfânt, frați și surori, poate să pună în noi motivația corectă. Ca oameni suntem răi, spune Biblia. Voi care sunteți răi. Noi suntem răi. Atitudinea noastră, firea pământească, te îndreaptă spre rău, spre tot ce este urât. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, după amiaza asta, te poate face pe tine, mă poate face pe mine. Ascultați-mă, scumpii mei, să avem motivații corecte. Știi ce aș vrea să spun în seara asta? Dumnezeu îți vede motivația. Dumnezeu îți vede motivația.
Eram la Deva și mi-aduc aminte, aveam un, este un frate la noi acolo, cântă la acordeon, dar vă spun, nu știu, când omul ăsta pune mâna pe acordeon, când omul ăsta ia, lua acordeonul în mână, toată biserica intra în cercetare. Mă, parcă așa de gelos am fost pe el. Mă uitam la el, am zis, mă, învăț și eu la acordeon, dar cât poate să fie de greu, nu? Aici așa nu-s multe clape ca la orgă, mai ai niște bași aici, dar cât poate să fie de greu? Și am luat și eu într-o zi, frasorul, acordeonul și mi-am dat seama că e greu. Și mi-am dat seama că n-am ureche muzicală și mi-am dat seama că cânt pe lângă și am zis, nu nimic, schimbăm placa. M-am dus pe genunchi seara și să vedeți în nebunia ce am fost în capul meu atunci, ani de zile în urmă, ce am făcut. M-am plecat pe genunchi și am zis așa, Doamne, Tu care ai făcut corzile vocale, care ai făcut urechea, dă-mi ureche muzicală, Doamne, dă-mi corzi vocale, schimbă! Și ascultați-mă, în timp ce mă rugam, Duhul Sfânt se coboară la nivelul minții mele și îmi pune o întrebare care mă fulgera din creștetul capului până în vârful picioarelor. Și am zis, Duhul Sfânt așa, care e motivația pentru care vrei ureche muzicală și corzi vocale? Am început să plâng, am început să-mi cer iertare de la Domnul și am zis, Doamne, cum pot gândi în felul acesta? Dragii mei, uitați-vă la Simon. Vreau să vă arăt ceva despre Simon. Să știți că Simon nu era botezat cu Duhul Sfânt. Dar știți care e durerea mea și vreau să învățăm ceva din textul acesta. Vă rog, uitați-vă ce spune Biblia în versetul 17. Atunci, Petru și Ioan s-au pus mâinile peste ei. Și Biblia zice așa, și aceștia au primit Duhul Sfânt. Eu pun o întrebare în seara asta adunării. Oameni dragi, unde era Simon? Oamenii ăia se rugau, imaginați-vă, vă rog frumos, contextul acela de stăruință. Petru și Ioan se rugau pentru ei, își puneau mâinile, oamenii primeau, erau botezați cu Duhul Sfânt acolo în Samaria. Vă întreb, unde era Simon? Simon trebuia să fie în mijlocul lor, Simon trebuia să strige cel mai tare la stăruință, Simon trebuia acolo să spună, eu am nevoie să fiu botezat cu Duhul Sfânt, că toată ziua cu Filip. Știți unde era Simon? Versetul următor ne spune unde era Simon. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat. Era acolo dacă a văzut. Aș vrea să învățăm ceva în seara asta și mi-am dat seama, și ascultați-mă cu atenție, ori de câte ori biserica se conduce în închinare, au cântat tinerii aceștia, au mai cântat frații solo, gândiți-vă că în momentul în care biserica e condusă în închinare, Dumnezeu are o pretenție și noi să intrăm în închinare cu adunarea. Când adunarea se închină și tu ai altă treabă, când adunarea se roagă și tu ai altă treabă, când adunarea merge spre o direcție și tu ești în o altă direcție opusă, ascultă-mă, nu faci nimic altceva decât să pierzi. Asta făcea Simon. Toți se rugau, toți strigau, toți implorau prezența lui Dumnezeu, rugau pe Dumnezeu să fie botezați cu Duhul Sfânt și parcă îl văd pe Simon cum stătea și se uita la ei. Frați și surori, când adunarea se roagă, ar trebui toți să ne rugăm, Doamne ajută-ne. Dar știți ce e ciudat? Că adunarea se roagă și eu am altceva de făcut. Adunarea să intre în închinare, cântă, laudă pe Domnul. Eu atunci am altceva de făcut. Scumpii mei, aș vrea să înțelegem că Simon acesta, când Petru și Ioan se rugau pentru oamenii aceia să primească Duhul Sfânt, omul acesta, în loc să participe acolo cu adunarea, în loc să stea acolo, să stăruiască și el împreună cu adunarea, omul acesta spune Biblia că stătea și se uita. Privea. Știi ce te poate face și ce mă poate face să iau și să am o motivație corectă și să fac lucrurile corecte? În seara asta am venit să vă spun că Duhul lui Dumnezeu poate să facă asta. Singura noastră soluție, frați și surori, este să fim plini de Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu și dorința după botezul cu Duhul Sfânt, după umplerea cu Duhul Sfânt, va face și va pune în mine să am o motivație corectă față de Dumnezeu. Mă voi raporta corect în momentul în care fac ceva pentru Dumnezeu. Și în după amiaza asta spun, Doamne ajută-ne, Doamne dă-ne izbândă, slăvi să fie Domnul! Simon avea o motivație greșită și nu știa nimeni. Nu știa Filip. Nu știa Petru până la un moment dat, nu știa Ioan până la un moment dat, nu știau cei din biserica lui, nu știa soția, nu știa nimeni, absolut nimic. Lucruri pe care le vede la noi Dumnezeu și oamenii nu le văd. Doi. Al doilea lucru pe care vreau să-l scot în evidență și să vă arăt în textul acesta, lucru pe care nu-l vedea oamenii, dar îl vedea Dumnezeu. Uitați-vă ce spune Petru la Simon. Versetul 21 zice așa, tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta și acum ascultați, căci inima ta nu este curată. Frații surori, cine îmi vede inima în seara asta? Eu mă uit la dumneavoastră și pe toți vă văd niște sfinți.
Pe tot vă văd niște oameni care îl iubiți, care îl slujiți pe Dumnezeu, care aveți părtășie cu Dumnezeu. Dumneavoastră vă uitați la mine, vedeți o cămașă, vedeți o pereche de pantofi, de pantaloni, atât vedeți. Cine ne vede nouă inima în seara asta? Dumnezeu slăvit să fie numele Lui. Vreau să înțelegeți în seara asta, vă spun un lucru foarte important. Scumpii mei, eu umblu mult, Dumnezeu mi-a dat harul ăsta să merg la evangelizare. Am făcut o probă într-o zi, am făcut o probă într-o perioadă a vieții mele. M-am dus la Arad și am întrebat pe frați și am zis, fraților, care e calea îngustă? Că Biblia vorbește de calea îngustă. Biblia vorbește de poartă, vorbește de cale și dacă nu mergem pe, ascultați-mă, nu vom vedea împărăția cerului. Și frații mi-au explicat pe vremea aceea care e calea îngustă. M-am dus la Oltenia și am întrebat fraților care e calea îngustă. Știți ce m-a surprins? Căile astea nu semănau. M-am dus la Bucovina și la Bucovina era diferit. M-am dus la Dobrogea, era diferit. Am venit la Oradea, era diferit. Și mi-am dat seama că avem în România 7 sau 8 căi înguste în funcție de zonă. Astăzi aveți rânduiala bisericii pe care o pune păstorul dumneavoastră. Și el o să vă zică exact cum să veniți îmbrăcați, el o să vă zică cât de lungi trebuie să fie baticul, el o să vă zică dacă să cântați din harfe sau de pe monitoare, ca să-i treaba păstorului. Eu știți ce vă spun în seara asta? Ce spune Evrei capitolul 3 cu versetul 12? Căci o inimă rea și necredincioasă te va despărți de... Nu știu dacă Porsche sau nu Porsche să ajungi sau nu ajungi în cer. Nu mă interesează asta. Păstorul vostru o să vă spună dacă să purtați sau nu ceas. Dar știți ce vă spun? Luați seama, dar fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă. Asta spune Biblia. Omul acesta spune cuvântul lui Dumnezeu despre Simon că nu avea o inimă curată. E așa de importantă inima înaintea lui Dumnezeu, frați și surori. E așa de importantă inima înaintea lui Dumnezeu. E atât de important, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îi se uită și ascultați-mă, îl interesează ce fel de inimă avem noi. Dar slăvit să fie Domnul că în Sfânta Scriptură și o să învățăm în seara asta, Dumnezeu ne-a dat câteva reguli prin care ne putem verifica inima. Pentru că da, Dumnezeu cunoaște inima mea, cunoaște inima dumneavoastră, dar vă spun ceva, și noi va trebui să vedem ce fel de inimă avem. Și noi va trebui să știm și să ne uităm în inima noastră și să vedem ce fel de inimă avem. Că e important, scumpii mei, e important să ne pocăim, că versetul 22 spune Biblia, pocăiește-te, spune Petru și Ioan. Adică dacă te uiți în tine, dacă mă uit în mine și văd în mine o inimă, ascultați-mă, rea și necredincioasă, în seara asta este ceasul, este vremea, este momentul să ne întoarcem cu totul la Dumnezeu, slăviți să fie Domnul! Cum ne putem verifica inima? Nu știu dacă dumneavoastră aveți vorba aceasta pe aici, pe la Oradea, dar cel puțin în județul Hunedoara era o vorbă care nu-i deloc biblică. Zice, e băiat bun, dar strică gura. O aveți asta? Știți că nu are nicio treabă cu Biblia vorba asta? Matei capitolul 12 spune Biblia în felul următor. Căci din prisosul inimii vorbește gura. Acum vă rog, frați și surori, haideți să intrăm adânc în inimile noastre și să ne uităm, nu știu, 2-3 zile în spate. 2-3 zile în spate, te uiți în spate, te uiți la ce ai vorbit, te uiți la ce ai scos pe gură, dar nu aici la adunare. Că aici ne controlăm vorbirea, nu când vii la biserică, că aici te ții, te muși de limbă, nu! Acasă! Când te-ai enervat, când te-ai supărat, când te-au stresat copiii, când te-au stresat soția, soțul, la lucru, când au fost momente tensionate, uită-te ce ai scos pe gură. Credeți-mă, scumpii mei, Biblia vine și spune că gura noastră nu vorbește nimic altceva decât ceea ce avem în inimă. Oameni buni, uitați-vă când e câte o neînțelegere între doi oameni, fiecare dă ce are. Nu, frate, zice, el e băiat bun, dar acum e mai aspru. Nu! Dacă asprime, scoate, asprime are în inimă. Dacă prostii vorbește pe gură, prostii are în inimă. Din prisosul inimii vorbește gura. Știți ce mă rog în după amiaza aceasta? Mă rog ca la sfârșitul acestui punct din mesajul acesta, fiecare dintre noi să facem o rugăciune așa cum o făcea David, salmistul, împăratul lui Israel în Psalmul 51 și spunea așa, Doamne, zidește în mine. Vedeți? Noi avem obiceiul să facem o grămadă de promisiuni Domnului. Știți de câte ori am promis și Domnului că nu mai fac? Știți ce a fost paradoxal? Că după ce am terminat de promis, următoarea săptămână am făcut exact greșeala în care i-am promis Domnului că nu mai fac. Nu mă mai rog așa.
Nu mă mai duc să-i promit Domnului, că îmi dau seama că eu cu puterile mele nu pot să fac nimic. Știți cum sună rugăciunile mele de câțiva ani încoace? Doamne, zidește în mine o inimă curată. Și îmi dau seama că atunci când Dumnezeu zidește în noi o inimă curată, frați și surori, ascultați-mă în seara asta, din noi ies râuri de apă vie, dintr-o inimă curată vor ieși vorbiri curate și o să vedem mai departe ce mai iese. E așa de important să înțelegem. Eram lider de tineret, mi-aduc aminte, cred că vreo mulți ani, oricum mulți ani de zile în spate și a venit o fată la noi la biserică, era din altă biserică și a zis, frate, aș vrea să mă căsătoresc și zice, uite, fratele, frățiorul de la voi din adunare, tot mă caută. Vine la noi la biserică, a încercat să vorbească cu părinții, vrea să vorbească cu mine, ce să fac? Acum eu m-am uitat și am zis, Doamne, ce să facă? Că e greu să dai sfaturi. E greu. Adică, dacă e bine, slăvit să fie Domnul. Dar dacă nu e bine, dacă greșești, dacă cumva nu e ceea ce trebuie, știți? Am întâlnit păstori, personal cunosc păstori care au consiliat familie și au zis căsătoriți-vă. Și după 2 săptămâni de zile după ce s-au căsătorit, el a bătut-o și a călcat-o în picioare și a plecat de la ea. E foarte greu. Trebuie să ai multă călăuzire să poți să dai anumite sfaturi. Și m-am pus și m-am rugat. Și am zis, Doamne, te rog, dă-mi o călăuzire. Ce să-i spun? Ce să-i spun? Era vremea căsătoriei și pentru el și pentru ea. Și în timp ce mă rugam, Domnul mi-a zis să mă duc să fac următorul lucru. M-am dus la ea. I-am zis, vorbește cu el. Dacă el te abordează, vorbește cu el. Dar fii atentă cum fă. Ia telefonul, că oricum avem noi telefoanele astea performante. Știți când mergem la frații slujitori sau când mergem la omul lui Dumnezeu pentru lucrare, mergem și înregistrăm. Am zis, du-te cu telefonul, te rog, și pune telefonul și înregistrează. Lasă-l 5 minute, am zis, când te întâlnești cu el, să vorbească ce vrea el. Lasă-l 5 minute, știți cum spunem noi, să-și pună oful inimii. Lasă-l 5 minute să descarce din inima lui tot ce are. Și am spus așa, după ce gata 5 minute de vorbit, oprește înregistrarea, bagă telefonul în buzunar și spune așa, dacă a fi voia Domnului, ne vom întâlni mâine. Du-te acasă, scoate telefonul, ia înregistrarea, pune-o la ureche și ascultă-o de câteva zeci de ori. Dacă în 5 minute în care a stat cu tine de vorbă nu ți-a spus nimic de Biblia pe care o citești, nu ți-a spus nimic de Dumnezeu pe care îl iubește, nu ți-a spus nimic de rugăciunea pe care o practică, nu ți-a spus nimic de adunarea în care merge, ascultă-mă ce spun, înseamnă că omul ăsta nu are în inimă lucrurile acestea. Oameni buni, noi vorbim despre lucrurile care le avem în inimă. Noi scoatem pe gură și avem discuții în funcție de ce avem în inimă. Vă spun cu durere în suflet, călătoresc de multe ori cu anumiți oameni, sute de kilometri, nu avem ce vorbi. N-ați pățit și dumneavoastră? Subiectele noastre sunt așa, la diferență de 100 și nu știu cât de grade. Pentru că fiecare dintre noi, scumpii mei, nu vorbește altceva decât ce are în inimă. În seara asta aș vrea, în ultima parte a rugăciunii, să te gândești la ceea ce ai vorbit, să mă gândesc la ceea ce am vorbit, să mă uit la cum am reacționat, la ceea ce am făcut și ascultă-mă. Haideți în seara asta să nu ne mințim că suntem bine, haideți în seara asta să nu ne mințim că lasă că oricum fiecare dintre noi mai scoate câte un porumbel, haideți să nu ne mințim că acum nu mi s-a întâmplat odată, ci nu, și să-L rugăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim. Oameni buni, avem nevoie de o inimă curată. Pentru că Matei 5:8 spune așa, fericiți sunt oamenii cu inima curată, căci ei vor vedea. Eu cred că fiecare dintre noi în seara asta, dorința noastră, e ca într-o zi, la sfârșitul alergării, să ne întâlnim cu Dumnezeu. Din prisosul inimii vorbește gura. Hai să vă arăt un verset în 1 Samuel, capitolul 25. Acolo vorbește Biblia la un moment dat despre un om pe nume Nabal. Cuvântul Domnului vine și spune că Nabal acesta era într-o zi de sărbătoare și David, împăratul lui Israel, trimite 10 tineri la Nabal. Spune cuvântul Domnului că trimite 10 tineri și le spune în felul următor. Punem 1 Samuel capitolul 25 cu versetul 8. Și se duc tinerii ăștia să spună celorlalți slujitori. Și auziți și spune, întreabă pe slujitorii tăi și îți vor spune, să capere trecere dar tinerii aceștia înaintea ta, fiindcă venim într-o zi de bucurie. Și zice așa, dă dar robilor tăi, îi cer un dar de la Nabal, robilor tăi și fiului tău David. Și acum uitați-vă ce scrie, ce te lasă inima. Știți ce aș vrea să vă spun? Nu dăm nimic mai mult decât ceea ce ne lasă inima.
Nu facem nimic mai mult decât ceea ce ne lasă inima. Hai să intrăm un pic din nou în noi și să ne uităm în noi, să vorbim noi, la fel cum vorbea David cu sufletul lui, spunea David la un moment dat sufletul lui, ce te mâgnesc suflete al meu, intră înăuntru tău și vezi numai săptămâna asta, frate și soră, ce ai făcut pentru Dumnezeu. Scumpii mei, nu mă refer la bani aici, nu mă refer la avuții, vreau să vă întreb ce ați făcut pentru Dumnezeu, câte telefoane poate de încurajare ați dat. Câte îmbrățișări ați dat unui frate sau unei surori în funcție de că suntem frate sau soră, încurajându-l să-i spuneți că mergeți mai departe? Nu știu, câți oameni ați vizitat săptămâna asta, poate la spital, în pline spitalele în Oradea de oameni care au nevoie să fie vizitați? Cât ați făcut, nu știu, pentru casa Domnului? Cât ați slujit Domnului săptămâna asta? Pentru că, oameni buni, cât am făcut pentru Dumnezeu săptămâna asta? Vorbește despre inima mea și inima dumneavoastră. Inima care bate pentru Dumnezeu, inima care bate pentru lucrarea lui Dumnezeu, care îl iubește pe Dumnezeu, se va jertfi. Mă gândeam dacă să vă spun sau să nu vă spun. Sunt bolnav. Și m-am dus la doctor săptămânile trecute. Mi-au făcut analizele pentru că nu mă simt bine în ultimul timp, ultimile luni mă simt destul de rău. Și mi-au venit analizele. Și a venit doamna doctor care m-a consultat și a zis, omule, eu îți dau acum și diagnosticul și rezolvarea. A zis, ai oboseală cronică. N-ai nicio boală, zici. Tot organismul tău funcționează normal. Ai o oboseală cronică pe care trebuie să o repar cât de repede. Știți ce mi-a zis? 6 luni de zile. Eu zis, poți să-ți iei concediu medical, 6 luni de zile va trebui să stai doar să dormi și să te relaxezi. Ascultă-mă, dacă nu faci lucrul ăsta, boala asta și problema asta se va agrava și te vei simți și mai rău, și mai rău, și mai rău, și mai rău, și mai rău. Vă spun ceva, am zis gata, bun, mă duc și stau. M-am pus și am zis că încep să stau. Știți ceva? Nu mă lasă inima să stau. Când mă gândesc că în lumea asta sunt atâția oameni nemântuiți. Când mă gândesc că în România asta atâția oameni au nevoie de ajutorul nostru. Oameni buni, cine să întindă mâna să ajute? Cine să întindă mâna să facă o rugăciune? Cine să deschidă brațele, să aducă o încurajare? Cine să le spună la vecin că Iisus Hristos este Domnul? Cine să vorbească mai mult pe străzile Oradei? Cine? Noi, frați și surori, dar lucrurile astea le poți face numai dacă inima ta, numai dacă în inima ta ai dorință și ai iubire pentru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și ce aș vrea să vă gândiți acum? Vreau să vă fac conștienți de un lucru. Gândiți-vă, vă rog frumos, la Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Spune Biblia că a venit pe pământ nu să îi se slujească, ci El să slujească. Nu e așa ca în grădina Ghețimani, când a intervenit partea umană și când de 3 ori i-a spus Domnului, dacă nu există altă variantă, ar fi putut renunța, nu e așa? Nu e așa că pe dealul de la Golgota, în timp ce urca cu crucea în spate, ar fi putut renunța? Nu e așa că atunci când stătea pe cruce cu cuile și cu piroanele în mână, oameni buni, ar fi putut da jos într-o clipă? Așa e. Știți ce l-a ținut pe Domnul nostru Iisus Hristos pe cruce și ce l-a făcut pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să împlinească planul lui Dumnezeu 100%? Vă spun eu, o inimă slujitoare. Pentru că Fiul omului a venit nu să îi se slujească, ci El să fie slujitorul tuturor. Frați și surori, aș vrea să ne uităm în seara asta în inima noastră și să vedem ce iese din inima noastră. Ce avem în inimile noastre? Pentru că, ascultați-mă, o inimă rea și necredincioasă ne poate despărți de Dumnezeu cel viu. 3. Versetul 24 spune în felul următor. Simon a răspuns. Rugați-vă voi Domnului pentru mine ca să nu mi se întâmple nimic din ce ați zis. Știți cum îl văd eu pe Simon? Dați-mi voie să fac uz de imaginația dumneavoastră. Îl văd pe Petru și pe Ioan că vine în fața lui Simon și spune, Simone, ai greșit. Se uită la el. Uite, Duhul Sfânt, uite-te Duhul Sfânt ce ne descoperă. Duhul Sfânt îmi spune că inima ta nu-i bună, Duhul Sfânt îmi spune că motivația ta nu-i bună, Duhul Sfânt îmi spune toate lucrurile astea, Duhul Sfânt îmi spune lucrurile astea. Simon, știți cum îl văd pe Simon? Simon așa, parcă fără nicio treabă, zice, rugați-vă voi pentru mine, să nu mi se întâmple nimic. Și am tot stat și m-am gândit și am zis, Doamne, dar de ce au avut atitudinea asta?
Doamne, dar trebuia să se arunce, să se pocăiască, să-i curgă lacrimi, să zbiere, să urle, să-și mulgă părul din cap când au văzut în ce stare îi de păcat, să zbiere, să spune la Petru și la Ioan, rugați-vă împreună, eu mă rog aici, rugați-vă, rugați-vă, am nevoie de iertarea Domnului. Parcă îl văd, rugați-vă voi pentru mine. Știți ce vreau să vă spun, frații surori, în ultimul rând? Ce vede Dumnezeu și nu văd oamenii? Ce vede Dumnezeu și foarte important pentru dumneavoastră și pentru mine și nu văd oamenii, e părtășia noastră cu Iisus Hristos în odăiță. Înainte de părtășia în biserică, înainte de închinarea în biserică, înainte de întâlnirea cu frații, oameni buni, cea mai importantă părtășie e părtășia ta în interiorul cămăruței tale când ai tras ușa după tine cu Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Oameni buni, așa de important, pentru că în părtășia aia o să vă explic ce se întâmplă. Părtășia aia nu e opțională. Părtășia cu Iisus Hristos, spune Matei, la un moment dat în predica de pe munte, Domnul Iisus Hristos în Matei, nu spune când ai chef, când vrei, nu, spune tu când te rogi. Adică e obligatoriu, adică îi trebuie neapărat și eu și cu dumneavoastră să avem părtășie cu Domnul în odăiță. Și vă spun ce se întâmplă. Vă arăt un exemplu de doi oameni din Scriptură. Amândoi ori fost apostoli. Amândoi ori avut de învățător pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Amândoi ori umblat cu cel mai mare predicator al tuturor timpurilor. Amândoi ori lucrat în același ogor. Amândoi ori vândut pe Domnul. Și s-au lepădat de Domnul. Amândoi! Numai că unul a reacționat într-un fel și celălalt în celălalt fel. Matei capitolul 26, versetul 75 zice așa. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Iisus. Înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Și ascultați acum. Și-a ieșit afară și-a plâns cu amar. Petru era întotdeauna la rugăciune cu Domnul. Petru era la o aruncătură de piatră de Domnul în grădina Ghețiman, se ruga. Petru, unde era Domnul, era și el la părtășie. Pentru că, oameni buni, în momentul în care aveți părtășie cu Iisus Hristos în odăiță, ascultați-mă, în momentul greu, în momentul furtunii, în momente de deznădejde, vei ști ce să faci în odăiță, tu-L cunoști pe Dumnezeu, îl vezi cât este de bun, îi vezi dragostea, îi vezi mila, îl vezi speranța pe care Dumnezeu o trimite, nădejdea pe care o sădește în inima ta. Oameni buni, în părtășie cu Dumnezeu în odăiță, relația dumneavoastră se consolidează și Biblia vine și spune că cel neprihănit de șapte ori ce face? Cade, alunică, greșește, face o prostie, nu știu ce a greșit, a vorbit ceva, a scos porumbelul pe gură poate, odată la nu știu cât timp, o acțiune, s-a mâniat, nu rămâne acolo. N-ați observat că majoritatea oamenilor după ce greșesc nu mai vin la biserică? N-ați observat că oamenii după ce greșesc nu mai citesc Scriptura, nu mai cântă, nu se mai roagă, se îndepărtează oarecum de Dumnezeu? Nu! Oamenii care trăiesc cu Dumnezeu știu că atunci când au greșit, oricât de mică e greșeala, oricât de mare e greșeala, soluția este să te arunci la picioarele Domnului Iisus Hristos, să plângi cu amar și să-ți ceri iertare. Dacă să poți să faci asta, scumpii mei, ascultați-mă, va trebui să înțelegeți că trebuie să aveți părtășie cu Domnul în odăiță. Matei capitolul 27, versetul 3 zice așa. Atunci Iuda vânzătorul, când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, pune-mi, te rog, Matei 27 cu 3. Uitați-vă ce zice. Atunci Iuda vânzătorul, când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, s-a căit. Știți ce înseamnă să te căiești? Să te căiești înseamnă să-ți pară rău, să te căiești înseamnă să-ți dai seama de că ai greșit, să te căiești înseamnă că realizezi că ești pe un drum greșit. Auziți, încearcă să rezolve problema, se duce, aruncă cei 30 de bătrâni în brațele oamenilor, în brațele ăștia bătrânilor de la templu, le spune în următorul verset, le cere ajutorul, spune, oameni buni, am păcătuit, am vândut sânge nevinovat, am greșit. Bătrânii îl dau la o parte pentru că asta o să facă oamenii cu mine și cu tine. Și în versetul 5, cel mai trist verset din capitolul 27, zice așa. Iuda a aruncat arginți în templu și s-a dus, s-a scânzurat. Vreau să vă întreb un lucru. Dacă s-ar fi căit și s-ar fi aruncat la picioarele Domnului Iisus Hristos, l-ar fi iertat Domnul? Cred 100% că l-ar fi iertat. Oameni buni, dar știți ce mi-am dat seama? Când nu-i părtășie cu Dumnezeu, atunci când greșim, nu ne mai putem apropia.
Atunci când greșim, începe diavolul să ne acuze, începe diavolul să aducă la nivelul minții noastre tot felul de acuze și în loc să ne apropiem, în loc atunci mai mult să căutăm părtășia cu Domnul, mai mult să căutăm biserica, mai mult să căutăm rugăciunea, mai mult să căutăm Scriptura, știți ce facem? Ne îndepărtăm de Scriptură! Și asta mie îmi spune că viața acelui om de rugăciune este o viață praf. Dragii mei, nimeni nu-ți va vedea viața de rugăciune din odăiță. Dar știi ce îți va vedea? Îți va vedea trăirea. Viața noastră din odăiță va face diferența între noi în momentele grele. Viața noastră și părtășia cu Iisus Hristos în intimitate, ascultați-mă, face diferența dintre noi în momentele de furtună, în momentele grele, în momentele în care nu mai știi ce să faci, în momentele în care oamenii din jurul tău vin și îți spun ca la Iuda, în versetul 4 din capitolul 27, ce ne pasă nouă, treaba ta, când ai nevoie, când îți vine să te agăzi de orice om, când ți se pare că păstorul nu te mai bagă în seamă, comitetul parcă te dă la o parte, când vezi că frații din adunare parcă se uită ciudat la tine, oameni buni, în momentele acelea grele, ca să nu te prăbușești, ca să nu te duci să te spânzuri, dar nu-i vorba de moartea aceasta fizică, adică să stai departe, să mori spiritual și să stai departe de Biblie, de rugăciune, de Iisus Hristos. Va trebui în odăiță să ai viață de rugăciune. Viața de rugăciune, am venit să vă spun în această seară, va face diferența în momentele grele între noi. Se va vedea cine are viață de rugăciune. Se va vedea cine îl cunoaște pe Iisus Hristos ca Domn. Se va vedea. Oameni buni, m-am gândit de multe ori la mesajul acesta și de multe ori stau pe mașină și meditez. Vedeți? Oamenii se uită la noi și ne laudă de multe ori. Și pe dumneavoastră, ce frumos ori cânta frații, ce frumos ori predicat, ce frumos ori făcut anumite lucruri, Domnul să fie slăvit. Dar în seara asta am venit la Carmel să vă spun că mai mult decât văd oamenii, mai mult decât laudă ei, încurajează ei, există o privire care vede adânc, adânc, adânc în inimile noastre. Am citit în cartea unui frate păstor despre un tânăr care trebuia să-și dea ultimul examen. Studia muzica, cânta la pian și trebuia să cânte o melodie din cap. Și mi-aduc aminte că, nu concursul acesta, examenul acesta s-a susținut undeva într-un sat, undeva într-o comună în America. Era undeva într-o casă de cultură. Era undeva la vreo 2000 de oameni. Și la un moment dat, tânărul acesta a început, el a rămas ultimul, era cel mai bun dintre toți, a început să cânte, toată lumea l-aștepta să cânte, toată lumea era entuziasmată de cum cântă omul acesta. O cântat, o terminat de cântat melodia respectivă și toată sala s-a ridicat în picioare și a început să-l aplaude. Toți îl aplaudau, toți erau în picioare, strigau, extraordinar, fantastic. Numai el stătea pe scaun, nu se ridica, era cu mâinile pe clape și cu capul plecat. Unul dintre organizatori la el și-a zis, omule bun, aproape 2000 de oameni te aclamă, te aplaudă, strigă și tu stai supărat cu capul pe clape? Și el a zis, da. Uitați-vă, vă rog, în sală, pe rândul, nu mai știu ce rând era, scaunul cu tare. Acolo există un bătrân care stă cu capul aplecat. Și-a zis, omule, tu ai minte? Tu ți-ai pierdut mințile? Adică 2000 de oameni te aplaudă și pe tine te interesează de un bătrân? Și tânărul acesta s-a uitat la organizator și a zis așa, bătrânul acela e profesorul meu. Frații și surori, toată Oradea să spună că mergem bine. Toată Oradea să se laude și să vă spună, vai ce frate, ce soră extraordinară. Ascultați-mă ce vă spun. Dacă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu-și dă acordul, e zero. N-ați vrea în seara asta să nu mai placem oamenilor și să placem Lui? Ascultați-mă, vede mai adânc decât vede omul. Îți vede pornirea, îmi vede pornirea. Îți vede nervii aia de acasă pe care nu ți-i vede nimeni. Îți vede lipsa aia de răbdare cu copiii, cu soțul, cu soția. O vede, o vede. Vede ce ai vorbit săptămâna asta. Vede că e zgârcit și e zgârcită. Vede lăcomia din inima mea. Vede că atunci când avem nu putem împărți. Toate lucrurile astea, oameni buni, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu le vede. Oamenii nu le văd. Păstorul vede că pui la colectă fără niciun fel de problemă. Te vede aici, ești îmbrăcată, sunt îmbrăcat bine. Oameni buni, Dumnezeu prin Duhul Sfânt vede mai mult. Am hotărât cu ani de zile în urmă să nu mai plac oamenilor, să plac Lui. Și El ne vede în cele mai intime situații, ascultați-mă. Nu vede doar ce scot pe gură, ci vede și ceea ce îmi trece prin cap. Nu vede doar ce fac,
și vede și ceea ce se clocotește în inima mea. Am fost odată undeva la o strângere de post și de rugăciune și m-am ridicat în picioare și am zis, fraților, i-am întrebat pe frații, erau o grămadă de frați păstori acolo, slujitori, și am zis, voi cum luptați împotriva lăcomiei? Și au făcut niște ochi mari, solita la mine și am mai întrebat odată, oameni buni, cum luptați împotriva lăcomiei? Și l-au zis, hai mă frate Bogdan, tu mă vorbesc serios? Și am zis, să ridice mâna sus, care dintre voi n-ați fost niciodată ispitiți de lăcomie? Niciodată! Nu a avut curajul nimeni. Frații surori, în seara asta am venit să vă spun, ceea ce am făcut rămâne făcut. Haideți de astăzi să ne pocăim. Haideți de astăzi să ne întoarcem cu fața către Domnul și ascultați-mă ce vă spun. O inimă rea și necredincioasă ne va despărți de Dumnezeu cel viu. O motivație greșită îl va face pe Dumnezeu să nu ne binecuvinteze. Și oameni buni, viața de rugăciune, viața de rugăciune în intimitate cu Iisus Hristos ne va ține pe cale în momentele grele. Pe zi ce trece, uitați-vă că vin momente tot mai grele, tot mai grele, tot mai grele, tot mai grele și va trebui să rămânem în picioare. În seara asta vreau să te întreb din partea Duhului Sfânt. Nu ai vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem sincer, Doamne, ăștia suntem. Suntem niște răi, suntem niște păcătoși, suntem niște oameni care avem porniri greșite, dar avem nevoie de Duhul Tău care să ne schimbe în această seară. Zidește noi o inimă curată și Dumnezeu să ne ajute. Frații și surori, dumneavoastră în seara asta, în urma mesajului meu, puteți lua ce hotărâre vreți. Eu vreau să vă spun ce hotărâre am luat cu ani de zile în urmă. Am ridicat împreună cu soția mea de la rugăciune. Am ridicat Sfânta Scriptură în sus și am spus așa, eu, cât despre mine, eu și casa mea, vreau să-L slujesc pe Dumnezeu. Dacă vrei și tu, Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin.